Transluncani. Ce? Am dat această dilemă că ne-am rupt complet de oameni. Am avut o întârziere de jumătate de oră, am ajuns la obiectivele noastre și cumva în capul nostru, chiar și cu acea întârziere, ne-am gândit că e posibil să sau folosim niște rute alternative. Bun, acum am aflat, la peștera am aflat, ne-au confirmat oamenii de acolo, care au stat toată ziua acolo, că sunt acolo, au zis că doar două echipe au fost în fața noastră. Și a patra echipă... Ce s-a întâmplat cu ea? Sunt la fel de fericit și dacă e primul și dacă e pe locul 4. Și pe căldură de asta ucigătoare. Ai ceva echipia? Nu, n-are ce să fie. E o terasă de vară. Cineva care chiar a crezut că o să facă bani. Am aflat că nu există hartă fizică, deci nu pe aia trebuie să o căutăm. Te să ne oprim undeva, oare să facem acest... Nu, trebuie să ne oprim la hartă. Ține minte că avem o hartă. Bagă ochii după hartă. În momentul ăsta suntem deja pe Transluncani. Da. Rezolva o problemă care probabil e foarte simplă. E genul ăla, adică eu îmi imaginez că e genul ăla de probă cu răspuns aici în fața mea. Adică trebuie să fie aici. E simplu, când o să-l aflu, zic dit la asta. Adică mi-e frică de vreo chestie de asta super explicată. Păi nu știm, poate să fie efectiv explicație simplă, era harta, nu știu ce. Habar n-am, nu știu. A, cum de nu m-am gândit la asta? Nu sunt supărat, nu vreau să fiu supărat, pentru că e genul de situație cu mare potențial în foarte multe direcții. Probabil o să fiu supărat pe organizator. Dar în același timp există varianta în care probabil să fiu foarte supărat pe mine că nu m-a dus mintea să văd răspunsul care era aici în față. Și cel ăla de situație care mă scoate în sărită și te gândești, te duci, te faci, uite așa, faci copulul pământului de 80 de ori, te duci. Toată lumea, storci creierii, tot bagajul tău informațional, treci prin toate filtrele posibile. Și evident că totul se află aici în față. Și ar putea fi într-adevăr una din situațiile alea.